fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Nu m-am retras în frânt, dar m-am retras complet scârbit. Asta mi se pare teribil. Atunci când am făcut cel mai mare bine, am fost cel mai înjurat. Nu cred că există popor care să-și urască mai mult elitele decât poporul meu. Care credeți că mai este în 2023 rolul unui intelectual? Cred că nu mai e niciunul. Influencerul este figura emblematică a acestui moment. Noi nu mai pipăim lumea cu degetele, noi le pipăim cu ecranul. Pe cine ați urât după 90? Nici măcar pe Ion Iliescu nu l-am detestat. Nu, l-am detestat, dar nu l-am urât. L-am detestat pentru că ne-a întârziat. Ce a simțit în momentul în care ați aflat despre Traian Băsescu că a fost colaborator al securității? Da, m-am întristat foarte mult. Conducătorii nu trebuie iubiți. Când sunt mișto, românii sunt foarte mișto. Când sunt nasoi, sunt destui de nasoi. Începusem să descoper că noi, așa cum suntem situați în înapoierea noastră, avem unele avantaje față de Occident. De exemplu, relațiile sufletești. Există un fel încă sufletesc de a interacționa aici, la noi. E unul dintre motivele pentru care n-ați vrut să plecați niciodată din România? Da. Există ceva în mine de țăran, ceva de om foarte atașat de sol, de pământ. Glasul pământului. E ceva țărănesc în mine. Limba română e genială. Ne încredințăm în sensul că credința noastră se întărește, dar și ne dăruim celuilalt, adică ne lăsăm pe mâna lui. Adică oferim celuilalt încredere și nouă... Și căpătăm încredințare. Iubiți limba română. Foarte mult, e genială. Pur și simplu, este o limbă incredibilă. Care e frumusețea uitată a lumii, domnule Potapievici? Bunătatea, curățenia, decența, farmecul frumuseții relațiilor dintre oameni. În noi o flamă în permanență. Asta e flama. Ăsta e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul modern încearcă să construiască lumea după chipul și asemănarea lui, practic... Flama asta se stinge? Pentru că el optează pentru partea materială din el. Și atunci construiește o lume pur materială, din care această flamă, tensiune, lipsește. Și este o lume doar a materiei. Este o lume funerară, în fond. De ce e important să avem idealuri? Cheia vieții este ceea ce ne ridică în sus. Vrei să fii fericit? Ce e aia fericirea? Lift me up. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Sunt copleșit de întâlnirea pe care am avut șansa să o am pentru acest episod. Misiunea mea la acest podcast e să dau voce vocilor. Vocilor bune, vocilor faine, vocilor precum vocea ta, a mea, a noastră. Vocilor care să aducă valoare și cunoaștere în propriile noastre voci. Dar vocea de azi e o voce înaltă. E o voce care spune cu multă înțelepciune și blândețe: înalță-te, omule. E rostul nostru de oameni pe pământ să ne ridicăm, să evoluăm, să ne înălțăm în idei și în idealuri. Întâlnirea cu Horia Roman Potapievici este copleșitoare și plină de sens. Dați-vă timp pentru 2 ore de înălțare cu unul dintre oamenii de cultură înaltă ai României. Podcastul de astăzi e precum un curs academic al cărui student am plăcerea să fiu, al cărui studenți am onoarea să fiți și voi. Și mulțumesc domnului Potapievici pentru acest curs despre noi, despre oameni, despre români, despre necesitatea omului de a avea o cultură generală, un ideal, un sens. Vă las să-l urmăriți cu acea sete de cunoaștere cu care l-am ascultat și eu. Dar mulțumesc neapărat pentru faptul că ne e partener în misiunea noastră de la Fain și Simplu, Check Bank, Banca Românilor, din 1864. Cu peste 150 de ani de tradiție, Check Bank este banca ancorată în prezent, un brand în continuă evoluție. Dovadă este și magazinul online Check-in, unde poți accesa 100% online cele mai importante produse bancare. Rapid, simplu, cu 0 drumuri la bancă. Obții creditul, cardul de credit sau contul bancar, oriunde te afla, la fel de ușor ca la orice comandă online și primești banii pe loc. E modul în care Check Bank e prezentă în prezent, în viața de azi. Dragii mei, urmează un episod excepțional despre trecut, prezent și viitor, despre viață, destin și nostalgie, cu Horia Roman Potapievici. Bine ați venit, vă mulțumesc tare mult, fără introducere, pentru că mă grăbesc să intrăm abrupt în temele de discuție. Am atât de multe curiozități și
cred că va fi o bucurie pe care un elev o are la orice întâlnire cu un profesor. Mulțumesc foarte mult, domnule Morar, mulțumesc pentru invitație. Să începem. Să începem. Știu că v-ați retras din viața publică, sau așa ați declarat, în 2012. Ați refuzat să mai scrieți orice fel de text în orice text în ziar politic. Orice text în... Prin 2010. Și sunt tare curios de ce ați făcut lucrul ăsta. Am înțeles asta din volumul dumneavoastră Anii Urii, că v-ați simțit efectiv năpădit de atâta ură publică, încât ați vrut să evadați. Dar totuși, întrebarea e, de ce credeți că țara asta sau poporul ăsta n-are nevoie de intelectuali, de idei, de argumente? Corneliu Baba spunea în iunie 1990, după șocul emoțional extraordinar pe care l-a produs venirea minerilor pentru a treia oară, spunea: nu cred că există popor care să-și urască mai mult elitele decât poporul meu. Că e așa sau nu, atunci eram tentat să spun, să cred asta, sau să subscriu total la vorba lui Țuțea. Și când te gândești că am făcut 13 ani de pușcărie pentru un popor de idioți, asta a spus-o după votul de la 20 mai 1990. Pe vremea aia, lucrurile astea mi se păreau foarte exacte și diagnostice teribile, dar eu nu ieșisem niciodată din țară. Am putut să ies prima oară în 92. La Paris. La Paris, da. Și când te duci prima oară în Occident, care este cultura ta de referință, este civilizația ta de referință, totul ți se pare extraordinar, pentru că ce lași în spate sau lucrul cu care compari e teribil din toate punctele de vedere. Mai mult decât să văd felul în care noi am ieșit din comunism în termen de mizerie, văd lucrul ăsta în termen de catastrofă națională, de înfrângere morală severă a tot ce este românesc. Noi am fost călcați în picioare chiar și când credeam că îi driblăm pe tipii ăștia. Și cu asta ne ocupam destul de bine. Așa cum știam să reparăm orice și să transformăm bicicleta în mitralieră sau invers, mitraliera în bicicletă, îi driblam extraordinar și fentam, dar de fapt erau ne tăiam continuu craca de sub picioare. Noi am ieșit foarte umiliți, să știți. Și Ionel Vianu spunea, psihiatru, spunea că suntem un popor adânc nevrotic, că am ieșit cu nevroze puternice din comunism, care nu se văd la nivelul colectivității, dar noi toți am avut o sămânță de nevroză, de depresie, care provenea din faptul că de fapt am fost înfrânți moral și toți știam acest lucru. Nu doar că am fost forțați să trăim în mizerie, dar noi am fost înfrânți. Asta e treaba. E ca și cum am fi ieșit dintr-un război care ne-a călcat în picioare. Așa a fost. Chiar dacă n-am înțeles lucrul ăsta, și vă jur că atunci nu l-am înțeles. Eu atunci aveam toate speranțele intacte. Eu credeam că noi o să fim geniali. Domnul Morar, așa credeam că o să fim. Că o să fim la fel de genial cum am fost în secolul XIX cu modernizarea. Când am ars etapele, eram grozavi. Credeți că o să fim un fel de Japonia a Europei? Nu mă gândeam la Japonia, că n-avem virtuții. Măcar Germania. Dar mă gândeam la noi, cât de bine. Și ne-am când v-ați simțit, când ați avut sentimentul ăsta de înfrângere? Pentru că dumneavoastră ați apărut public după 90, ați debutat relativ târziu, în 92, când deja aveați peste 30 de ani și cariera noastră publică a fost relativ scurtă, 20 de ani, plus sau minus.
V-ați simțit înfrânt în momentul ăla? Aveam 35 de ani, eram exact la jumătatea drumului, cum spune Dante. Nu, atunci nu m-am simțit înfrânt. Nu, când v-ați retras din viața publică cu 11 ani? Nu, nu m-am retras înfrânt, dar m-am retras complet scârbit. Complet scârbit. Aveam nevoie de igienă. Știți cum? Când intri în hasna, nu se poate. Trebuie să te duci la o apă limpede. Trebuie să te speli bine. Cum se zice în limbaj modern, erați în pragul unui burnout. Da, eram complet ars. Complet ars. Iar tratamentul la care am fost supus din 2008, când televiziunile zise de știri și au pus tunurile pe mine... Au fost ani grei ai luptei dumneavoastră pentru idei, pentru că nu cred că v-ați luptat vreodată pentru altceva. V-ați luptat pentru idei, pentru dialog. Au fost ani în care s-a cerut inclusiv retragerea cetățeniei române a lui Horia Roman Patapievici. Asta știți când a fost? E foarte prin anii 90, bănuiesc. După ce am publicat Politice, un grup de universitari de la Cluj au făcut o reclamație la Ministerul Justiției. Ce enorm! Dar vreau să vă spun ceva de anii aia. Știți care e paradoxul extraordinar? Acum jubilez la gândul ăsta, că e o simetrie metafizică cumva. Anii în care am fost cel mai înjurat, cel mai vânat și în care mare parte din opinie publică era total împotriva mea, pentru că se credeau toate năzbâtile care se spuneau despre mine. Au fost ani în care am făcut cel mai mare serviciu public. Care credeți că a fost serviciul lui Horia Roman Patapievici față de, nu față de public, față de țară, față de națiune? A fost prima încercare reușită, fructificată, de a pune în contact piața culturală românească, atât pentru scriitori, cât și pentru artiști, cu piețele străine de referință pentru noi. Pentru prima oară atunci, scriitori tineri, Dan Lungu, de exemplu, dar nu e singurul, au putut avea o carieră atât pe piața culturală română, cât și pe piețele străine prin programul de traduceri. Uh-huh. Sigur că au existat scriitori consacrați, Mircea Cărtărescu n-a datorat nimic ICR-ului, dar prin programele pe care le-am creat s-a făcut ca nu numai singularități să poată avea cariere pe piețele occidentale, ci și oameni obișnuiți. Eu acum țin minte, pe vremea mandatului dumneavoastră de președinte al Institutului Cultural Român, care e un fel de ambasadă culturală a României în străinătate, erați aspru criticat că îl promovați pe Mircea Cărtărescu și mă uitam în comparație la, nu știu dacă ați văzut, sărbătoarea de 8 martie de la Institutul Cultural de la Londra din 2023. Și atunci mi-am pus întrebarea de ce îl critica atunci lumea pe Horia Roman Patapievici și unde am ajuns acum. Diferența dintre modul în care e tratată catastrofa de acum față de cum era tratată activitatea, cum era tratat succesul de atunci, e extraordinar de frapant. Extraordinar de frapant. Atunci când... Nu, asta mi se pare teribil. Atunci când am făcut cel mai mare bine, am fost cel mai înjurat. Asta e ceva metafizic aici. Acum privesc lucrurile cu mare detașare, dar atunci presiunea psihologică a fost teribilă, iar capacitatea de a-mi face viața imposibilă, pentru că lumea mă oprea pe stradă, îmi cerea socoteală. Ei aveau impresia că un om, de exemplu, pe care îl cunoșteam de la o altă scară a blocului, convins fiind că eu, pentru că nu sunt român, distrug cultura română prin Institutul Cultural Român, eu am încercat să explic și așa mai departe, și
Deci fiind convins că, pentru că nu sunt român, mi-a zis așa cu un fel de candoare idiotă, mi-a zis, dar dacă sunteți jidan, de ce nu plecați din țară? E ceva, nebunești, deci pur și simplu nebunești, nebunești. Și probabil de aia ați și botezat anii urii. A, da. Dar ați scris la un moment dat că poți să urăști, dar să nu ai îndrăzneala urii tale. Ce ați vrut să spuneți prin asta? Să nu te simți îndreptățit să urăști. Să nu crezi că decurge dintr-un drept al tău fundamental să-l urăști, adică să vrei desființarea semenului tău. Urăști, dar ai sfiala chestiunii, pentru că știi că nu e în regulă. Și atunci ești în paranteză, adică ești într-o zonă de autocontrol. Dumneavoastră, în afară de anii ăștia ai comunismului, care spuneți că ne-au dezintegrat moral, ce sau pe cine ați urât după 90? Nici măcar pe Ion Iliescu nu l-am detestat. Nu, l-am detestat, dar nu l-am urât. Pentru că a ură înseamnă a vrei... unul din... cred că Efrem Sirul avea această imagine frapantă despre calomnie, spunea. Calomnia înseamnă să-ți înmoi limba în sângele aproapelui. O imagine foarte frapantă. Ura este să vrei desființarea aproapelui. Când urăști, vrei ca ființa aproapelui tău să se destrame. Să se desființeze. Da. Deci e ceva teribil ura, de fapt. E ontologică, în sensul că atentează la chiar miezul ființării unui om. Ori asta lui Ion Iliescu nu i-am dorit. Dar l-am detestat. L-am detestat pentru că ne-a întârziat. Unul dintre motivele pentru care n-am fost geniali după Revoluție a fost și Ion Iliescu. Dar acum îmi dau seama că el era expresia faptului că nu eram genial, nu era cauza faptului. Nu el ne-a împiedicat, noi ne-am împiedicat. Dar ați iubit vreun conducător al României de după 90? Iubit e foarte mult spus. Am sprijinit câțiva, l-am sprijinit până în pânzele albe pe Emil Constantinescu. Pentru că mi-a fost oferit. Iar mai apoi, Traian Băsescu l-am sprijinit, dar situația a fost foarte diferită. Pe Emil Constantinescu, el ne-a fost livrat de Convenția Democrată, a fost o alegere acolo, nu știu ce, dacă știți că era și Manolescu, sigur, și Rațiu. În fine, până la urmă a ieșit lucrul ăsta și l-am sprijinit din toată inima. Din lipsa altei opțiuni. Pot să spun asta acum, dar atunci în idealismul meu și în dorința de a scăpa de regimul Iliescu, îi găseam calități pe care nu le avea, din păcate, și entuziasmul pe care l-am investit în susținerea Convenției Democrate nu avea complet acoperire în realitate, cum s-a și dovedit. Până la urmă am ajuns, după 2 ani de guvernare democrată, al Convenției Democrate, să scriu articole critice. Și Zoe Petre, care încă nu se zmintise complet, cum s-a smintit cu mai târziu prin antibasismul ei, și era perfect civilizată, era o femeie admirabilă, inteligentă și de plăcută, m-a chemat la Cotroceni pe mine și pe Mircea Mihăiescu și ne-a spus: de ce ne atacați? A fost o uimire. Iar după aceea, Traian Băsescu este cel care a făcut pasul spre intelectuale, așa spunând, cu oferta condamnării comunismului. Ceea ce a fost uluitor. Și a mai fost una care e puțin cunoscută. Dacă țineți minte, una dintre primele numiri pe care le-a făcut Traian Băsescu când a câștigat alegerile împotriva lui Adrian Năstase în 2004, a fost consilier Andrei Pleșu. Andrei Pleșu, care plecase din CNSAS, unde fusesem împreună în membrii Colegiului Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității și unde ne ciocniserăm de faptul că deținătorii de arhive nu livrează arhivele potrivit legii, a mijlocit o întâlnire în ianuarie, atunci l-am văzut prima oară pe Traian Băsescu, o întâlnire în care i-am expus scandalul de la CNSAS. El a ascultat cu atenție, a notat și a făcut lucru pe care Ion Iliescu, fostul președinte, îl făcuse invers. Pentru că atunci am aflat că în CSAS, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Ion Iliescu spusese, nu dați arhivele. Îi confirmase pe SRI și pe SIE în încălcarea legii. Și ce ați simțit în momentul în care, nu știu... Ori prin el, iertați-mă, prin el au fost livrate. Asta e, asta e adevărul istoric. Da. Sau faptele istorice. Dar ce ați simțit în momentul în care ați aflat despre Traian Băsescu că a fost colaborator al securității? Ați simțit dezamăgire? Da, m-am întristat foarte mult. Dar cum m-au întristat multe lucruri care cu timpul au ieșit la iveală. Și atunci, de fapt, întrebarea... Conducătorii nu trebuie iubiți. Asta e, cred că era următoarea întrebare. Deci nu trebuie să facem pasiuni, nu trebuie să ne entuziasmăm la nimic ce vine din politică. Într-un sens, domnul Morar, așa, mintea românului de pe urmă, mult timp am crezut că votul negativ este o formă proastă de democrație. Dar dacă ne uităm în trecut, când au votat oamenii pozitiv? Au votat năzbâtii. Votul pozitiv e un vot al entuziasmului. Profund emoțional. Da, e profund emoțional. Între cei care îi votau pe democrați în Republica de la Weimar și cei care îi votau pe naziști și îi votau pe comuniști, entuziaștii erau ăia care îi votau pe naziști și ăia care îi votau pe comuniști. La noi, am avut norocul că entuziaști, în perioada interbelică, entuziaștii erau legionarii. Nu cei care votau PNC sau care votau PNL. Iar hiperentuziaștii erau cei care acceptau clandestinitatea și sprijineau Partidul Comunist. Iar după aceea, când legionarii înșiși au devenit similii clandestini după rebeliunea legionară, așa, și ei erau, dar îți trebuia entuziasm ca să susții o formulă care era extremistă. La noi, am avut norocul că Revoluția din decembrie n-a fost o revoluție extremistă, a fost o revoluție de centru. A fost o revoluție care a revenit la valorile centrale ale modernității europene, care sunt capitalismul, statul de drept, garanții juridice, proprietate privată, toate astea. Nimic extremist. Dar noi am susținut cu entuziasm toate astea. Mie îmi place foarte mult entuziasmul cu care vorbiți despre momentele astea. Ca și cum ați reintra în pielea acelui Maria Roman Patapievici de 30 de ani, care erați idealist. Da, sigur. Deci, entuziasmul politic al nostru a fost un entuziasm pentru revenirea la valorile centrale ale modernității europene. Nu mai era un entuziasm al extremismului. Asta a fost un mare noroc istoric. Și, deci, vă spuneam că am revalorizat votul negativ. Când l-am votat pe Emil Constantinescu, m-am montat să fiu entuziast în privința acestei opțiuni, pentru că vedeam negativul, care era regimul Iliescu. După aceea, votul a fost... care este răul mai mic în opțiunea pe care o am la îndemână? Iar astăzi, când mă uit la partidele politice și nu știu ce... Tot la răul cel mic? Vă uitați? Da, nu votez cu entuziasm. N-aș putea spune că e o forță politică care să reprezinte lucrurile în care cred cu adevărat, nici măcar în majoritate, dar rămite în totalitate. Și întrebarea cupolă, cum ziceam, este care credeți că mai este în 2023 rolul unui intelectual în România, în era asta a influencerilor? Păi, cred că nu mai e niciunul.
serios? Ați făcut o figură, domnul Morar. Da. Eu privesc lucrurile acum cu mare detașare. Știți? Și ce văd este că în anii 90 exista o funcție socială clară a intelectualului public. Și asta s-a văzut prin faptul că au apărut foarte mulți intelectuali publici. E motivul pentru care eseul Revoluția de Centru, pe care l-am publicat în ultima carte, despre viața, destin și nostalgie. Pe care o am și pe masă. Da. Am spus că a existat o figură care este ilustrată prin funcția socială pe care a jucat-o, pe care am numit-o cu majuscule intelectualul public. Pentru că dacă dădeam exemple, să spun că e Ana Blandiana, e Doina Cornea, e Gabriel Liceanu, era un fel de a particulariza. Au fost foarte mulți, de fapt, atunci, foarte mulți intelectuali care articulau un mesaj care întâmpina o funcție socială. De-aia am numit-o generic intelectualul public. Au fost organizații, au fost GDS, Alianța Civică, pe vremea aia, care realmente erau focare de acțiune socială. Și ele reprezentau figura intelectualului public. Televiziunile libere încă nu apăruseră. Televiziunile, de fapt, nu apăruseră pentru că rămăsese formula de televiziune publică care era de stat și care era prelungirea guvernării. Acum nu se mai poate spune despre televiziunea publică că este prelungirea guvernării, oricâte, nu știu ce. Au apărut televiziunile private și au apărut alte feluri de neajunsuri pentru că a apărut o nouă figură care este... Îi spuneți influencer, asta este în vârsta de după ceea ce descriu acum, când au apărut rețelele sociale și așa mai departe. Dar pe vremea aia apăruse figura moderatorului. Era cel care avea o emisiune la televiziune și care bătea știrile, bătea emisiunea culturală, bătea inclusiv divertismentul. Amintiți-vă cum a fost pentru în perioada de după, când ProTV-ul a fost un fenomen cultural extraordinar. A dislocat enorm. Și el pentru prima oară a propus figura moderatorului de televiziune. Ca om de încredere. Ca om de încredere, care s-a transformat cu timpul, pe măsură de ce televiziunile de știri au încetat să mai fie televiziuni de știri și au devenit emisiuni de propagandă a opiniilor, așa, au devenit instigatori, moderatorii. Iar acum e o altă figură a influencerului care lucrează pe acest nou mediu care este digitalul, care vine prin intermediul telefonului mobil, care a devenit realmente un fel de interfață a creierului și a simțurilor în raport cu lumea. Noi nu mai pipăim lumea cu degetele, noi le pipăim cu ecranul. Or, influencerul este figura emblematică a acestui moment. Întrebarea pe care mi-o pun, domnul Morar, e următoarea. E aceeași funcție socială la care răspundea intelectualul public în anii 90 sau în societățile moderne clasice, ca să zic așa, cele de dinaintea mediilor noi de informare. E aceeași funcție socială? Răspunsul e da și nu. Da și nu. La un moment dat, cred că într-o conferință cu Gabriel Liceanu, spuneați că e neobservabil de trist faptul că pe măsură ce mijloacele s-au înmulțit, idealurile au dispărut. Și probabil că influencerii de astăzi au un rol social, cum avea intelectualul public în anii 90, dar cred că influencerul are foarte multe mijloace, dar nu prea are idealuri. Prin urmare, e o problemă a valorilor. E o problemă a raportului față de valori. Și este o problemă, vine să spun, de antropologie. Ce faci cu viața ta? Ce e important în viața ta? Influencerul are o formulă de antropologie simplificată. Intelectualul public încă vorbea în numele unei antropologii bogate, în care componenta culturală, componenta de sofisticare, componenta de emulație cu sine pentru a fi mai bun, a te
a te diversifica, a te îmbunătăți. Adică, în fond, vechile idealuri ale culturii și ale civilizației erau mai active. Și dacă e să mă duc așa cu după mintea mea la rădăcina lucrurilor, aș recurge la acest model, o antropologie simplificată, astăzi. Nu mă așteptam în discuția noastră să găsesc din partea lui Horia Roman Patapievici o definiție foarte exactă a influencerului. Dar e bucuria și surpriza întâlnirii. De ce e important să avem idealuri? La ce ne folosesc? Țineți minte cum se încheie Faust 2. Eternul feminin ne ridică în sus. Cheia vieții este ceea ce ne ridică în sus. Să știți. Și când ne distrăm, căutăm tot ceea ce ne ridică în sus. Știți melodia aia lui Moby, Lift Me Up? Uh-huh. Sigur că e o chestie cu droguri, cu to be high și așa mai departe. Lift me up, lift me up. Uh-huh. Asta este. Zieht uns hinan. Ne ridică în sus, a lui Goethe, în gura lui Moby. Mereu e același lucru pentru om. Și cheia omului este ceea ce îl ridică în sus. Așa că avem nevoie de idealuri, pentru că cheița omului este acest mecanism, ceea ce ne ridică în sus. Superb. Și cred că fiecare poate să-și definească idealul, dacă evident, are un ideal. Toți intră, de-aia am spus, e un mecanism în care intri. Vrei să fii fericit? Ce e aia fericirea? Lift me up. Și mai spuneați dumneavoastră, apropo de cititul cărților, care nu ți-aduce doar cunoștință, cititul cărților, apropo de lift me up, te ridică moral și, în definitiv, te ajută să lupți cu nedreptatea din lumea asta, cu răul, până la urmă. Acum nu o să vă întreb și nu o să merg pe clișeul ăsta, că România e țara din Europa în care se citește cel mai puțin. Dar aș vrea să vorbim puțin despre cultură generală. Știți că în anii 90, poate chiar 2000, când ieșeam fiecare din țară, ne plăcea să ne întoarcem și să le spunem alor noștri: bă, noi chiar avem cultură generală. Față de americani mai ales, față de englezi. La noi încă se face școală. Întâi, ce e o cultură generală și de la ce folosește cultura generală în epoca noastră? Iată o întrebare dificilă. Sau dacă dumneavoastră credeți că încă mai avem cultură generală ca popor? Pot să vă dau un răspuns așa, cu un fel de perspectivă istorică, sau un răspuns mai condensat, fără perspectivă istorică, cum ați vrea să vă răspund? Eu sunt elev astăzi și aș sta să vă ascult până dimineață, dacă nu vă grăbiți. Bine, să sperăm că nu facem asta. Când au apărut primele universități în Occident, ele aveau un scop bine precizat. Prima universitate e de drept și sarcina călugărilor care au primit sarcină din partea papei Grigore al VII-lea, și suntem prin 1080, cam așa, sarcina lor era să pună în ordine moștenirea dreptului roman, să avem texte de încredere, să știm exact care este conținutul dreptului roman. Și după asta a fost reconstruit dreptul canonic și s-a ajuns la ideea neformulată atunci, a reconstrucției pe baze juridice a întregii societăți.
ajungând până la vorba superbă a lui Thomas Beckett, pe care îl știm din filmul extraordinar cu când Richard Burton îl joacă pe Beckett și Peter O'Toole pe Henry al doilea Plantagenet, colegi de curvă săreală în tinerețe, și după ce ăsta, regele îl numește ca pe omul lui de încredere arhiepiscop de Canterbury, ăsta se convertește la poziție și devine sfânt. E, Thomas Becket i-a spus unuia care invoca cutuma, i-a zis: Hristos nu a spus eu sunt cutuma, el a spus eu sunt adevărul. Ceea ce însemna opui obiceiului adevărul legii, adevărul dreptului. Asta a fost o revoluție extraordinară. Am evocat asta pentru că universitățile au apărut ca modalități de a pune în ordine cunoașterea și de a o transmite așa pusă în ordine. Mm-hmm. Succesul occidental al universităților a fost formidabil. Știți că și în Bizanț au fost universități, mult mai timpurii. La 425 în Constantinopol a fost înființată o universitate care avea, nu știu câte, 11 catedre în latină, 11 în greacă. Dar succesul social al universității bizantine nu se compară cu succesul social al universității occidentale. Pentru că Universitatea Occidentală a schimbat raportul publicului cu cultura. În sensul că publicul n-a mai avut doar cultura populară, pe care o avea oricum. Gândiți-vă la 1001 de nopți. Asta n-are nimic de a face cu teologia, cu Coranul, cu nu știu ce. E cultura populară. Basmele sunt cultură populară, povestirile, cântecele de petrecere, nu știu folclorul. Folclorul, asta este cultură populară și o cultură veritabilă. Bunicii mei din partea mamei, de exemplu, erau practic sărani analfabeți, dar erau foarte cultivați în cultura orală. Nu erau deloc niște ignari, deloc. Dovadă că erau perfect civilizați. E, ce vreau să vă spun ca să ajung la, să punctez... Universitatea a creat o pătură cultivată care punea în ordine moștenirea culturală care venea din cultura clasică, din cultura greco-romană, cu aportul extraordinar al creștinismului. Toată asta au format pentru fiecare om din societate, pe lângă cultura populară care provenea din viața pur și simplu în societate, un soi de ideal care ridică în sus și care era cultura pe care universitățile o furnizau societății. Adică mecanismul de ridică-mă în sus era asigurat de existența acestor două culturi. Și în momentul în care a fost marea reformă humboldtiană a universității la începutul secolului al XIX-lea, când idealurile creștine ale societății au fost înlocuite cu idealurile umanismului, acest mecanism s-a păstrat. Universitatea era chemată să creeze un tip de om înalt, un tip de om, și toată lumea a simțit asta. Dovadă că ce vrea să facă tata mare în momentul în care bunicul meu, în momentul în care a avut pământ și așa mai departe? Să-și dea toți copiii la școală. Exact. Și nu doar pe băieți, cum spunea mama mare. Mama mare zicea: băieți, băieți, de fete am nevoie aici. Nu. A fost pentru el fundamental să le dea și pe fete. Și a avut mai multe fete. A avut 4 fete și doar 2 băieți. Și pe toți i-a dat la școli. Și anume la școlile cele mai bune, inclusiv pe fete. La colegiul înalt și după aceea la facultate. Asta este cultura generală. Cultura generală este cultura care se naște între cultura populară pe care o are oricine trăiește în societate, la contactul de aspirație cu cultura pe care o furnizează universitățile și așa zisa cultură înaltă. Dacă e să păstrez termenul care nu-mi place, de cultură înaltă, este numai din perspectiva acestui mecanism. Este cultura care ne ridică.
E înaltă pentru că ne ridică, nu pentru că e situată undeva acolo și vezi, Doamne, care elitele. Care ne ajută să evoluăm. Da, exact. Care ne ridică, da. Care ne ridică. Deci, cultura generală este cultura care se naște prin mecanismul de ridicare de la cultura populară la cultura înaltă, așa zic. Dar dumneavoastră, într-un eseu, scriați că Occidentul nu mai are cultură generală. Da. Și cred că e un eseu de acum niște ani buni. Spuneați că România se află în pericolul... De opiel. În 2007, despre idei și blocaje, am avansat teza asta, da. Știți ce m-a frapat? Vă pot relata o întâmplare. 98, pe vremea aia Sorin Antohi era prorector la Central University la Budapesta, și împreună cu Vladimir Tismănanu a organizat o conferință internațională, ceva cu comunismul, cultura, nu știu ce. Și acolo Sorin mi-a spus, mă, e cineva care îl știe pe Alexandre Coiré, un autor pe care eu îl prețuiam foarte mult, și stai puțin de vorbă, era un profesor american, nu dau nume. Și am stat cu el de vorbă, nu știu ce. Ce știa el din Coiré era una dintre lucrările pe care el le scrisese, și anume problema naționalismului în cultura rusă în secolul XIX. Dar Alexandre Coiré scrisese o teză despre argumentul ontologic la Anselm, scrisese o contrateză despre Jacobus Böhme și scrisese faimoasele studii galileene. Eu, ca fizician, istoria științei, nu știu ce, intrasem spre Coiré prin intermediul studiilor galileene și mai târziu, în anii 60, studiilor newtoniene. Și am descoperit, citind acest om extraordinar, și studiile lui despre misticii germani și despre argumentul ontologic la Anselm. Și eu îi spun de argumentul ontologic la Anselm acestui profesor universitar american. Și el îmi spune, sunteți sigur că Coiré a scris asta? Și eu spun, da, este teza lui și contrateza este despre Jacobus Böhme. Ei, nu se poate, zice. Nu se poate cineva să se ocupe de lucruri care sunt atât de diferite. Zic, da, e cazul lui. Și am zis de studiile galileene, nu știu ce. De ce vă povestesc asta? Pentru că el știa specialitatea, el era politolog. Era specializat. Da, era atât de îngustat în cunoașterea lui, încât dintr-un autor care este formidabil, decupase chestia asta. Eu, care veneam dinspre cultura generală, îl îmbrățișasem pe Coiré în totalitatea lui. Asta s-a pierdut. Specializarea a repudiat în zona diletanților, amatorilor, cuprinderea mai generală. Ori în felul ăsta s-a produs separare între cultura populară în Occident, în America, și cultura universităților. Nu mai este nicio legătură. Niciuna. Și vorbim despre o cultura vestului care a cucerit iremediabil și cultura noastră, care e practic încurajează specializarea, profesionalizarea. Asta e bine. Să știi mult despre puțin. Asta e rău. Nu știu dacă știți, e o carte, a ieșit acum câțiva ani, David Epstein, Triumful generaliștilor într-o lume specializată. E minunată cartea asta, pentru că omul, cred că e jurnalist, nu știu, la bază, dar foarte bine documentat, vorbește despre de ce triumfă generaliștii într-o lume specializată. Pentru că lumea de astăzi are nevoie de specialiști limitat. Peste câțiva ani s-ar putea să trebuiască să schimbi meseria și să te specializezi în altceva. Și atunci generaliștii au întotdeauna o plajă mult mai largă, sunt mult mai adaptabili. Așa și este. Generaliștii se dezvață mai ușor. Facultatea trebuie să te pregătească ca pe un generalist. Ca fizician nu se poate să nu știi corp solid, să nu știi relativitate, să nu știi mecanică cuantică, să nu știi mecanică rațională. Da, trebuie să le știi pe toate. După ce le știi pe toate, te poți specializa, dar nu trebuie să pierzi contactul de ansamblu. Și să vă mai spun, noi atunci, când am intrat în facultate în 77, am făcut armata un an, în 78 am început facultatea.
Și 5 ani am terminat în 82. Bine, oamenii de la facultatea de fizică vreau să asculte cursuri și de la litere, unde erau profesori faimoși. Noi ne duceam de pe platforma Măgurele cu 322 la universitate ca să auzim cursul despre teoria romanului a lui Nicolae Manulescu. Și ne înghesuiam acolo să-l ascultăm. Oameni de la litere nu veneau la fizică să audieze cursuri, pentru că era bariera de specialitate a matematicii care interzicea. Dar un fizician simțea nevoia umanităților și atunci venea să asculte, pentru că eram formați într-un ideal al culturii generale. Astăzi, din păcate, nu mai suntem formați și atunci dispare, domnul Morar, ce? Mecanismul de ridicare. Exact. E foarte interesantă cartea asta, Triumful generaliștilor, pentru că el practic demonstrează că ai mult mai multe șanse de a te ridica, de a avea succes atunci când știi despre mai multe lucruri, când faci analogii, când poți să faci conexiuni. Și vorbesc despre asta pentru că din ce în ce mai mulți părinți, iar de vârsta mea, nu înțeleg de ce copiilor trebuie să studieze atâtea materii în școală care nu o să le folosească la nimic. Folosește minții. Dumneavoastră, ca fizician de formație, care ați ajuns în cu totul și cu totul altă zonă decât și-ar imagina, nu știu, un om, un absolvent de fizică. La ce v-au folosit toate astea? Să știți și despre aia și despre cealaltă, să faceți, să veniți și la conferință la litere de pe platforma de la Măgurele? Mi-a folosit enorm, domnul Morar. M-a ridicat pe o parte. Mi-a să folosesc imaginea asta, mi-a deschis mintea, mi-a rafinat-o, mi-a făcut-o subtilă, fină, elastică. N-a lăsat-o în posomorala ei, a introdus o notă de elațiune, de bucurie, de jubilație. M-a ajutat enorm. Uitați-vă cum funcționează mecanismul uitării. Noi uităm enorm, enorm, dar îmi vine să spun că uităm explicitul lucrurilor. Implicitul lor nu e uitat niciodată. Și constituie această elasticitate. E ca pielea omului tânăr, care e grozavă, îți vine să o mângâi și așa mai departe. Asta face cultura, asta face curiozitatea față de... îți menține toată viața o piele pe care cei din jurul tău ar vrea să o mângâie. Sau neuroplasticitate, cum ar spune... Exact. Cercetătorii neuroștiință. Cât de periculos este, o expresie a lui Nietzsche, un cretin educat? Fach idioten, le spune. Asta era termenul lui. Idioți specialiști, da. Fach idiot. Nu știu cât de periculos este. E periculos în momentul în care își imaginează că în momentul în care alocă fonduri și desființează finanțări în numele îngustimii lui, atunci e periculos. Când devine administrator de fonduri în universități, e periculos. Sau când are putere legislativă și face reforme cum e Bologna, care este o pură catastrofă, e una dintre catastrofele care ne-a venit prin integrarea europeană, prin generalizarea complet necritică a acestui model, da, atunci e periculos. Bologna a distrus Universitatea Humboldtiană, care nu distrusese Universitatea Medievală. Uh-huh. O reformulase, păstrându-i mecanismul de ridicare. Bologna a fost o catastrofă. Dar o lume, ca să se așeze, trebuie să o distrugă pe cea dinaintea ei sau se poate construi pe temelia lumii vechi? Evoluția prin distrugere poate avea farmecul ei,
dacă îți imaginezi că lumea poate fi recreată de la zero, și spun farmec pentru că e ceva tineresc în evoluția prin distrugere. Dar să știți că nu este durabil și nu e nici sănătos. Evoluția bună este evoluția prin altoi. E adevărat că modernitatea... Prin altoi, ce da. Frumos! Da. E adevărat că modernitatea s-a prefăcut sau, nu, s-a justificat ei înșiși, ei însăși, ca o ruptură. Dar, de fapt, ea nu s-a rupt. Nu s-a rupt. Ea s-a altoit pe cultura tradițională europeană care era creștină. N-a fost deloc o ruptură. Iar lucrul ăsta, eu personal, l-am înțeles destul de târziu. La început l-am creditat pe Descartes că el face altceva decât scolastici. Dar în momentul în care am citit lucrarea lui Etienne Gilson, care era un index scolastico-cartezian, în care lua termenii lui Descartes, toți provin din scolastică, sensul noțiunilor este din scolastică, este o gândire nouă, dar care se articulează perfect, și anume, aproape în totalitate, pe ce fusese. Sigur că e ceva nou, dar noul niciodată nu e în vid. Niciodată. El e articulat. Chiar și când se legitimează spunând, eu m-am născut azi, de fapt, noi știm pertinamente că nimeni nu se naște azi. Haideți să vorbim puțin despre nou, că n-aș vrea să fie o întâlnire a pesimiștilor. A, nu. Și arătăm noi ca doi pesimiști. Apropo de nou, văd că ați venit cu cel puțin două device-uri la dumneavoastră. Aveți laptopul, aveți telefonul mobil, aveți instrumentele astea și cred că ar fi fain să fim conștienți că sunt niște instrumente geniale. Geniale, spuneți. Spuneți-mi două lucruri, fără a fi relația asta de dependență de device-ul, două lucruri care dumneavoastră personal sau profesional vă folosesc odată cu apariția acestei tehnologii. În primul rând că iPhone-ul pe care l-am este o pură minune estetică. Totul e frumos la el. Deși unele din trecut parcă erau mai frumoase. Dar este o bijuterie estetică. La ce îmi folosește? Nu mai pot organiza timpul pe care l-am fără agenda lui, fără sistemul lui de nu știu ce. Telefoanele, accesul la internet, faptul că pot citi pe el cărți. Citiți cărți? Da. Pe tehnologie? Da, pentru că... Sigur că da. Dar stați să vă spun ceva cu calculatorul. Faptul că corpul de literă și luminozitatea face atât de lizibilă pagina, eu pot exploata timpul pe care l-am la dispoziție atunci când jumate de oră este moartă, îmi accesez cărțile prin iCloud-ul ăsta care ne înconjoară peste tot și nu am pierdut timpul, nu mi-am irosit timpul. Accesul la instrumentele pentru mine, dicționare, etimologii pentru cuvinte, opere la care nu ai acces în orice bibliotecă. În orice bibliotecă. Faptul că am 10.000 de volume aici pe care mi le-am organizat cum funcționează mintea mea, cronologic pe teme, pe subteme și nu știu ce, și eu am un acces la această memorie mobilă aproape instantanee prin arborele pe care mi l-am creat singur, asta este de enorm ajutor. Eu mi-am exportat o parte din minte în acest instrument, care nu e doar un depozit, pentru că prin internet, adică prin accesul la aceste resurse în direct, e viu, e mereu alimentat. Este ceva, vă spun, e paradisul. Că tot e o temă preferată de-a dumneavoastră în ultima vreme.
paradisul. Da. E o componentă paradiziacă. În același timp mă deprimă când văd în restaurante cum oamenii stau față în față și fiecare băiat cu fată sau așa, se uită în chestia asta. Probabil că ai auzit, dar răspund și eu, pentru că e bine de știut. Dacă și tu crezi că un dispozitiv îți poate face viața mai ușoară, mai distractivă și îți simplifică sarcinile din casă, află că poți cumpăra gadget-uri de la Vodafone. Chiar foarte avantajos. La abonament, în rate fără dobândă, pe o perioadă de până la 36 de luni. Vodafone a lansat noua sa promisiune de brand, Vodafone EasyTech, acum aproape un an. EasyTech înseamnă că Vodafone facilitează accesul la tehnologie pentru toți românii, oferind gadgeturi, smartphone-uri și alte electronice și electrocasnice ușor de găsit, ușor de înțeles, ușor de folosit și de plătit. Prin tehnologie, Vodafone chiar face românilor viața mai ușoară, mai bună, mai simplă, mai sustenabilă. De la un operator care ne conectează prin telefonie, Vodafone a devenit o companie care oferă soluții integrate de tehnologie. Nu doar clienților business, ci și persoanelor fizice, ca tine, cel care mă urmărește acum. Vodafone EasyTech înseamnă o gamă variată de produse potrivite pentru nevoile fiecărui membru al familiei și pentru casă și pentru timp liber. Cele mai căutate, după telefoane, sunt ceasurile inteligente și căștile audio. Tot la Vodafone găsești și dispozitive pentru mobilitate, trotinetă electrică, de exemplu, pentru gătit, friteză fără ulei, pentru curățenie fără efort, robot aspirator, pentru gaming, consolă, pentru streaming, smart TV, tabletă, pentru muzică, boxă wireless și pentru o casă cu consum inteligent, becuri smart. În caz că te întreb care sunt cele mai cumpărate gadgeturi de pe piața din România, un studiu Vodafone din 2022 arată că 71% dintre români au smart TV, 51% căști, 44% boxă wireless și 35% modem. De la o lună la alta, magazinele Vodafone sunt percepute de tot mai mulți români ca locul unde pot găsi cea mai bună combinație de servicii de conectivitate plus tehnologia de care au nevoie. Produsele EasyTech sunt disponibile în cele peste 400 de magazine Vodafone și online. Puteți intra și voi la secțiunea EasyTech de pe Vodafone.ro și veți găsi tot felul de gadgeturi și pachete avantajoase cu mai multe dispozitive valabile și pentru abonament mobil și pentru pachete cu servicii de TV și net. Atât de frumos ați vorbit despre relația asta corectă până la urmă, cinstită cu tehnologia, încât mi-am dat seama că, încă o dată, că de fapt descrieți cele mai bune vremuri categoric, în care puteai să te naști, în care poți să trăiești. Vremuri despre care vorbiți și într-o carte apărută acum 21-22 de ani, Omul recent. În 2001 a apărut, da. În care scriați că omul contemporan este cel mai prosper, cel mai liber pe care l-a cunoscut umanitatea și în același timp suntem cei mai superficiali, cei mai dependenți de liberul lor arbitru și cei mai dependenți de confort și de... Cei mai aserviți cumva. Da. Unor lucruri care îi țin de picioare, așa, îi trag în jos. Asta pentru mine e de necrezut. Dar mie mi s-a părut fabulos după 21 de ani de când a apărut cartea asta, sau 22? 22. 22. Mi s-a părut fabulos. Cred că dacă aș fi citit-o atunci, nu mi-aș fi dat seama că realitatea poate să fie cea pe care o descrieți acolo. Cred că abia acum este... O carte pe care să o citești și să-ți dai seama este. Vă mulțumesc, mă bucur că vedeți lucrurile așa. Dar îmi pare rău că diagnosticul a fost atât de corect, că s-a adeverit și mai mult pe măsură ce timpul a trecut. Dar cum ați, ce semnale aveați atunci, astfel încât să aveți viziunea asta atât de clară a prezentului? Cred că am avut câteva chei de interogare. Uh-huh. Contează cum pui întrebarea. Bunoară la chestiunea monismului. Și islamul, și iudaismul, și creștinismul sunt religii moniste. Dar afirmația cheie nu este Dumnezeu este unul,
ci întrebarea este cum e Dumnezeu unul? Și atunci cheia mea de interogare a fost antropologia. Și am văzut că în postmodernitate, în așa numită filozofie postmodernă, față de care cu care sunt extraordinar de polemic și cred într-adevăr că este o calamitate filozofică, postmodernismul, prin semnele lui, relativismul radical, deconstructivismul, nihilismul, prin toate astea, el pune în joc o antropologie săracă. În timp ce antropologia veche era o antropologie bogată. Bogăția înseamnă și conflictualitate, înseamnă tensiune. Dar cum ar fi un om în capul căruia nu ar fi decât idei armonice? Adică să crezi în 5 idei care toate se armonizează unele cu celelalte într-un fel în care practic ai putea deduce pe oricare din oricare. De fapt, e un monism al sărăciei. Pentru om, tensiunea este ceva extraordinar de fertil. Faptul că noi credem în idealuri care sunt conflictuale necesită din partea noastră un efort de fertilitate, de creativitate. Dacă nu am fi solicitați de tensiunea din interiorul valorilor în care credem, păi am fi foarte nasoi, am fi amorfi, am fi închiși, am fi ceva terminat. Aveți și o expresie despre omul modern care se închină la propria lui modernitate. Asta e formula suficienței de sine, adică antropologiei sărace. Antropologia bogată a creștinismului, creștinul niciodată nu este mulțumit cu sine însuși, pentru că ștacheta pentru el este foarte înaltă. Este o ștachetă pe care e limpede că nu o poate atinge. Este un fel de a se, ridica continuu. Adică în formula lui antropologică este conținută cheia ridicării. Este acel lift me up acel și oricât lift te-ai ridicat, nu ajungi la idealul. N-ai cum să atingi, poți să disperi. Da. Poți să disperi, că nu poți să zici asta nu-i pentru mine, este o religie intolerabilă pentru că e prea pretențioasă și mai departe. Da, ok, poți să spui asta. Dar în formula filozofică sau în teologia modernității recente, a postmodernității, este din păcate eliminată această insatisfacție față de tine însuți. Totul te invită să fii perfect satisfăcut cu tine însuți. Cazul identificării multiculturaliste cu identitatea ta etnică sau cu identitatea ta de gen sau cu identitatea ta, te instalezi în ea ca într-o peșteră și nu mai vrei să vezi nimic în jur. Ești perfect instalat și Doamne ferește să te pună cineva în discuție, să te chestioneze. Atunci se cheamă că nu mai ai un spațiu de siguranță. Ridici mâna ca la dirigenție și spui, tovarășa, îmi creează disconfort, Ionel. Ionel mă pune în discuție, în identitatea mea de gen. Și așa mai departe. Mitul fondator al cunoașterii în tradiția noastră este mitul peșterii din Platon. Ori mitul peșterii constă în a ieși din peșteră. Tot postmodernismul ne invită să intrăm în peșterile noastre individuale confortabile. Și acolo putem petrece, ne putem abandona satisfacției de noi înșine până la sfârșitul timpurilor. Scriați în Omul Recent că apostolii corectitudinii politice cunosc sensul desfășurării istoriei și prin aceasta sunt progresiști. Ei știu mai bine decât oricine altcineva ce le trebuie oamenilor pentru a trăi decent, le trebuie corectitudine politică. Acum 22 de ani. Destul de profetic. Da, în ăștia 22 de ani, de când ați scris Omul Recent, simțiți că s-a mai schimbat Omul Recent?
el s-a organizat mai bine, ca să zic așa, și, și este în rău pentru, pentru civilizația noastră. Lucru pe care nu l-am putut imagina când am scris omul recent a fost recrudescența, nu, alianța omului recent cu anticapitalismul, cu, cu ideile socialismului. Asta nu mi-a fost evident atunci și e o dovadă de lipsă de perspicacitate, pentru că lucrurile se vedeau. Dar ce e remarcabil astăzi este că aproape toate curentele din postmodernitate s-au aliat cu o variantă slabă sau tare de marxism. Prin asta înțelegând ideea luptei de clasă, care e foarte activă astăzi, sub forma luptei, adică și prin teoriile antirasiale, lupta de clasă funcționează. Raportul minoritate-majoritate e tratat ca o luptă de clasă. Feminismul a încorporat raportul luptei de clasă în valul 3 sau 4 de feminist, prin reconstrucția femininului, a femeii, ca în opoziție cu bărbatul, ele a bărbatului ca fiind antagonic absolut cu femeia. Asta n-am văzut atunci. Faptul că marxismul, așa cum Sartre spunsese în 61, este orizontul de nedepășit al filozofiei contemporane, eu n-am văzut că schemele marxiste de gândire, respectiv lupta de clasă și anticapitalismul fundamental, ca și ideea că numai prin eliminarea raporturilor de luptă de clasă definitivă se va obține o mântuire în ansamblu a societății, n-am observat că aceste lucruri au hibridizat, așa spunând, fiecare din aceste paliere ale postmodernismului. Și asta la doar 30 și ceva de ani de la căderea comunismului. Exact. E uluitor. 10 ani socialismul a fost așa cam ca o găină bătută în cap, lovită cu ușa când deschis brusc ușa. A căzut comunismul, s-a deschis ușa și găina asta a socialismului a fost lovită în cap. Și a fost ca beată un timp. Dar și-a revenit foarte bine. Acum ciugulește din mințile noastre cu succes. Dar dumneavoastră ce sunteți? A spus la un moment dat un liberal conservator. Eu m-aș defini ca fiind un om de centru al modernității europene. Iar aici introduc polemic și ceea ce în viziunea de acum nu mai face parte deloc din ecuație. Dar dacă ne ducem la origile modernității, cum a apărut ea, sunt patru elemente care au definit-o și prin care eu construiesc ideea de centru, inclusiv în politică. Este știința modernă a naturii. Încep cu asta care este de nedisputat. Ea s-a bazat pe un tip de raționalitate, care este raționalitatea critică și care caracterizează mintea modernă. Suntem atât de nesăbuiți încât să renunțăm la asta? Postmodernismul spune, da, renunțăm la asta. De asta sunt antipostmodern. Pentru mine, știința modernă a naturii este o minune pură. O minune pură. Al doilea element, mă refer tot la astea indiscutabile, a fost un anumit raport între individ și stat care primește mai multe nume. Dar în acest raport, individul are întotdeauna dreptate împotriva statului, adică individul împotriva colectivității. Și numele acestui raport, care nu se manifestă ca un raport totalitar, adică individul bate statul pac complet, asta e anarhie. E un reglaj fin al acestui raport. Noi numim stat de drept, separarea puterilor în stat, supremația legii, domnia legii sau nimeni nu-i deasupra legii și așa mai departe. Sunt mai multe
sau drepturile omului, drepturile fundamentale omului. Sunt mai multe nume prin care descriem acest raport nou între individ și stat pe care modernitatea l-a adus. Asta e o valoare centrală. Sunt de stânga, sunt de dreapta în raport cu această valoare centrală? Îmi vine să spun, nu vreau să fiu de dreapta, că atunci pot să dau dreptate fie individualismului, fie colectivismului mai mult. La fel și stânga. Pot să-mi imaginez o stângă libertară care dă dreptate mai mult individului sau una colectivistă care dă dreptate mai mult. Și stânga și dreapta încearcă să strice raportul pe care eu îl numesc reglaș fiind între individ și stat. N-aș vrea să trăiesc într-o lume în care statul are dreptate împotriva individului. Ăsta e totalitarismului. Dar nu vreau să trăiesc nici într-o lume în care individul are dreptate complet împotriva colectivității, pentru că aia este o zonă a anarhiei în care, în mod paradoxal, nu dreptatea domnește, ci dreptatea celui mai puternic. Adică e o lume darwinistă pură a individualităților. Nu-mi place. Al treilea raport, care începe să fie deja puțin discutabil, adică e pus acum în discuție, pentru mine este indiscutabil, știți cum îl formulez? E raportul dintre ordinea spontană a indivizilor în societate și ordinea impusă prin legi, de exemplu. Acest raport între ordine spontană și ordine legală, eu îl numesc capitalism. Astăzi, când spui capitalism, în mod stupid, dar monumental de stupid, se zice ăsta e de dreapta. Deci e monumental de stupid. Adică socialismul a fost împins în centru și a evacuat spre dreapta capitalismul. Dar este o eroare profundă, pentru că modernitatea se naște ca fiind capitalistă. Ea nu se naște socialistă. Ea se naște capitalistă. Iar capitalismul este o formă de împuternicire a individului, a societății, a ordinii spontane, adică a ordinii pe care nu o controlează legea și nu o controlează statul. Și al patrulea raport? Și al patrulea, care e cel mai discutabil, este raportul de secularizare. Adică e un anumit raport între politic și religie, pe care îl numim secularizare. Dar astăzi tinde să fie pus în centru și e greșit raportul în care politicul elimină complet religiosul și el singur rămâne în centru. Nu. Eu vreau ca religiosul să fie în echilibru cu politic și argumentul meu este antropologia bogată. Păstrarea mecanismului de lift me up. Religia este cea care încorporează raportul de lift me up. În mod intrinsec, natural, în timp ce politicul nu. Politicul introduce o notă de uniformizare, adică de antropologie săracă. Și deci, sunt de acord cu secularizarea, pe care o numim separarea bisericii de stat, în mod absolut sunt de acord cu asta. Și nu transformarea bisericii în stat? Categoric nu, și nici transformarea politicului în religie. Că am văzut ce sunt religiile politice. Nazismul, comunismul, fascismul, oroare pură. Deci nu sunt de acord nici cu trecerea a da politicului toată dreptatea, nici a da religiosului toată dreptatea. Adică reglaș fiind. Așa mă situez în centru. Asta e definiția pe care mi-o arog. Sunt de dreapta, sunt de stânga? Sau poate sunteți înapoiat. Poate sunt înapoiat, poate sunt retrograd. Dar ați spus dumneavoastră la un moment dat că înapoierea poate să fie un avantaj în vremurile astea. Vai, faceți aluzie la o conferință. Cred că într-un interviu am văzut. Am ținut o conferință la Constanța, cu care i-am șocat pe mulți, despre foloasele înapoierii.
în care începusem să descoper că noi, așa cum suntem situați în înapoierea noastră, avem unele avantaje față de Occident, care a pierdut din lucrurile pe care noi încă le avem și pe care le numim, așa zicând, și fac semnul ghilimelelor, înapoiere. De exemplu, relațiile sufletești. Există un fel încă sufletesc de a interacționa aici, la noi, pe care nu-l veți găsi dincolo. E unul dintre motivele pentru care n-ați vrut să plecați niciodată din România? Da. Relațiile umane. Pentru că există aici o bogăție. Când sunt mișto, românii sunt foarte mișto. Când sunt nasoi, sunt destui de nasoi. Bine că nu sunt foarte nasoi. Am ezitat să folosesc simetric acest calificativ. Dar ați avut un punct de cumpănă în care să vă gândiți să părăsiți țara? Nu știu, cum se spune în termen de transferuri fotbalistice, o ofertă din străinătate? Da, au fost două, dar n-am vrut să rămân. Înainte de 89, mulți dintre prietenii mei au plecat. Nici măcar înainte de 89 n-ați vrut să plecați? Nu. Deși anii 80 erau insuportabili. Da, au fost insuportabili. Mai ales pentru un intelectual. Au fost insuportabili. Dar atunci n-am vrut să plec. Era o modă plecatul. Și continuu să cred că a fost o eroare că au plecat atât de mulți oameni. N-am vrut să plec pentru că există ceva în mine de țăran. Deși v-ați născut în mijlocul orașului. Dar am crescut la țară până la 12 ani. Toate vacanțele le-am făcut la bunici, cu verișorii mei, admirabili. Și cu bunicii mei și cu țara și cu tot ce era acolo. Dar există ceva în mine de țăran, ceva de om foarte atașat de sol, de pământ. De... Glasul pământului. Rog, da, să-i zicem așa. Da, e ceva țărănesc în mine. Care e frumusețea uitată a lumii, domnule Potapievici? Bunătatea, curățenia, decența, farmecul, farmecul frumuseții relațiilor dintre oameni atunci când ei se prețuiesc, se respectă, se iubesc, se... Când vezi într-un om bogăția lui, când vezi într-un om farmecul lui, nu știu ce... Atunci se naște între oameni ca un soi de dans, așa. Și imaginea, poate unii ar crede că e doar că e erotică sau nu știu ce, dar dacă dăm cuvântul erotism un sens, să zicem, înalt, așa, platonic, toate relațiile dintre oameni care au farmec și care sunt frumoase, au o componentă erotică, adică nu mobilizează sexualitatea. Înțelege ce spun. E ceva frumos, cum spune Cehov, la om totul trebuie să fie frumos. Felul în care se îmbracă, ținuta, ochii, privirea, vorbirea, ce înseamnă frumos. Sigur, suntem frumoși într-un fel diferit. Eu cred că noi ne atingem frumusețea, oricare dintre noi, dincolo de frumusețea asta standard de revistă Glossy, nu știu ce, care e un rahat, noi... Toți ne atingem frumusețea atunci când interioritatea noastră se comunică, când suntem expresia sufletului nostru. Atunci toți oamenii sunt frumoși. Iar asta se face în raport cu altul, nu așa de unul singur la toaletă sau te îmbraci, nu știu ce, te uiți în oglindă. Sau într-un selfie. Da, nu. Trebuie celălalt. Deci ca să fii frumos, trebuie mereu să fii în raport. Ai nevoie de un alt om. Da, clar. Superb spus. Apropo de modernitate, teza dumneavoastră era să fim moderni, dar nihil sine deo.
Îmi permite să nu vă uitați întrebarea. Am construit cartea în așa fel încât să se încheie cu Nihil sine Deo și începe cu un citat din Platon. Socrate, ce îi spune unui tânăr dacă ar întreba care este cel mai important lucru în viață? Și Socrate răspunde așa, nimic prea mult. Am construit cartea ca să înceapă cu nimic prea mult și Nihil sine Deo. Iertați-mă, da. Și spuneți despre faptul că omul recent e cel care cumva își construiește lumea după chipul și asemănarea lui. Toți oamenii fac asta. Dar în cazul lui asta duce la o sărăcire a lumii. Pentru că antropologia lui e săracă. Creștinismul vorbește despre om care e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar aduce o precizare importantă în creștinism. Omul a fost creat, se spune în Geneză, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cu precizarea pe care Noul Testament o aduce, că modul în care omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este formula întrupării, adică Dumnezeu devenit om. Ori asta cum se întâmplă? Având în aceeași persoană două naturi, natura umană și natura divină, care sunt incompatibile, pentru că ele sunt ireductibile una la alta, adică le separă un raport de transcendență, dar sunt în aceeași făptură. Și sunt în aceeași făptură și asta e genial. Asta e formula din crezul de la Niceea. Ele sunt în aceeași formulă, sunt în aceeași persoană, sunt unite fără să se amestece și ele sunt deosebite, dar fără separare. Ori modul în care noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este ăsta. Și noi încorporăm tensiunea, este tensiunea dintre ceea ce e divin în noi și ceea ce este pur uman. Dacă vrem să tranșăm chestiunea, fie în favoarea divinului, cădem în angelism, ceea ce este o formă de hubris, e aiurea, fie cădem în materialitatea cea mai crasă, ceea ce iarăși este complet greșit. Ceea ce e minunat în om este că întrupează o contradicție între două elemente pe care nu le poate tranșa. Și atunci trebuie să trăiască cu asta. Asta e fertil în noi, e flacăra. În noi e o flamă în permanență. Asta e flama. Ăsta e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci când omul modern încearcă să-și creeze chipul după, să construiască lumea după chipul și asemănarea lui, practic flama asta se stinge? Pentru că el optează pentru partea materială din el. Și atunci construiește o lume pur materială, din care această flamă, tensiune, lipsește. Și este o lume doar a materiei. Este o lume funerară, în fond. În cartea despre viață, destin și nostalgie... Și știți unde se vede? Că mi-a picat acum afisa. Vă rog. Se vede în arhitectură. Uitați-vă la o catedrală. Ea încorporează acest lucru. Focul. Focul, această flacără. Uitați-vă la arhitectura fascistă. E funerară. E un neoclasic funerar. E un modernism funerar. Asta e. Pentru că flama a dispărut. Uitați-vă la arhitectura modernistă. Cel mai prost Le Corbusier. Este cel mai dezumanizat cu putință, e totalitar, pentru că a eliminat complet divinul. Vitruviu încă spusese că arhitectura de fapt îl copiază pe om, adică există un cap, un gât, umeri și așa mai departe. Templul grec este un... și de-aia are flacără, pentru că păstrează această tensiune. Care este cea mai frumoasă catedrală în fața căreia v-ați simțit... Nu știu dacă
Mic sau neînsemnat. Știți că nu sunt două la fel? Nu există două catedrale, mă refer la astea mari, superbe din Franța la fel. Ele mă impresionează diferit. Cea din Chartres, de exemplu, este extraordinară. La Jumiej, unde a fost o extraordinară catedrală, care a fost distrusă de Revoluția franceză, s-au păstrat ruinele. Ruinele alea te îngenunchează. Cumva, așa. Catedrala din Reims este formidabilă. Și cea din Strasbourg. Am prins o seară de înviere acolo. Exact în fața catedralei. La Strasbourg. La Reims. La Reims. Și tristețea era că era catedrala goală. Erau doar turiști în jurul ei. În seara învierii. Da. Și am ajuns la pagina 207 din Despre viață, destin și nostalgie, unde dumneavoastră cred că trebuia să faceți un material pentru BBC și i-ați întrebat pe mai mulți intelectuali dacă va mai supraviețui creștinismul. Sufeream, spuneți, de faptul că creștinismul va dispărea și că nimănui nu-i pasă. Și a spus întrebarea asta și părintelui Andrei Scrima, care, înțeleg din carte, era duhovnicul dumneavoastră, un intelectual mare. Și părintele mi-a spus cu ironie: dragă Horia, crezi că soarta creștinismului mondial stă pe umerii tăi? E în puterea ta? Nu vrei tu să lași în seama lui Dumnezeu o preocupare legată de destinul creștinismului? Nu crezi că Dumnezeu e mai bine instalat în problematica destinului lumii decât poți fi tu cu toată îngrijorarea ta? Asta e răspunsul unui părinte. Da. Poate fi citit asta sau înțeles în cheia răspunsului lui Socrate, ce e mai important, nimic prea mult. Adică poți să cazi cu îngrijorările astea. Și aceste îngrijorări mai au un păcat. Păcatul nu e doar că sunt enorme, ci și că te investesc pe tine în mod trufaș, cu o importanță pe care nu o ai. Exact. Nu asta e treaba ta, măi, băiatule. Și după răspunsul ăsta al părintelui Scrima, ați mai suferit pentru asta? Că simțiți... Am căpătat o seninătate, pentru că m-am încredințat. Eu atunci mă separam. Mă separam și vreau să fac treburile altuia. Dar nu e treaba mea să fac treburile altuia. Și atunci m-am încredințat. Și atunci separarea a dispărut. Asta mi-a spus astăzi cineva, dimineața am avut o întâlnire și îmi spusese că este ceva mai important decât credința. A te încredința. Da. Asta facem în actul iubirii, ne încredințăm. Și în dublu sens, limba română e genială, ne încredințăm în sensul că credința noastră se întărește, dar și ne dăruim celuilalt, adică ne lăsăm pe mâna lui. Adică oferim celuilalt încredere și nouă... Și căpătăm încredințare. Ce frumos. Iubiți limba română? Foarte mult, e genială. Pur și simplu, este o limbă incredibilă. Aș vrea să vorbim puțin despre o altă carte reeditată de-a dumneavoastră, este De ce nu avem o piață a ideilor, în care vorbiți despre faptul că românii nu au încredere în idei. Și ăsta e și motivul pentru care noi nu avem o piață a ideilor. Eu până acum știam că românii n-au încredere în români, că românii n-au încredere în patronii străini, că românii n-au încredere în ceilalți. Da? Cum vine asta? Românii n-au încredere în idei. Da. Dacă ar avea încredere... Bun. Când pun întrebarea, ei nu au încredere în idei, dar în ce au încredere atunci când... Răspunsul este, ei au încredere într-un soi de convivialitate care se consumă în cercuri restrânse. Și iau exemplul lumii literare. În găști.
E cam brutal spus, deși nu e incorrect. Sociologic este corect. Aglutinează grupurile de scriitori în ceea ce dumneavoastră ați numit găști, în grupuri. În aceste grupuri, elementul de coeziune este excluderea, criticarea, îngenunchiarea membrilor celuilalt grup. Exact. Dar chestia de ce spun că n-au încredere în idei? Dacă ar avea încredere în idei, ar face următorul lucru. Ar scrie împotriva celorlalți. Dar ei nu scriu, ei vorbesc. Și în felul ăsta, parte din critica literară, care ar trebui să fie în beneficiul absolut al tuturor la nivel public, adică exprimat, se petrece numai în subsolurile literaturii, în aceste grupuri, unde românii sunt foarte talentați la retorică, la verbalizare, e un geniu de cârciumă, ca să spun așa, în care se consumă individul și prin care, din păcate, se consumă și arta lui critică. Unde el strălucește, e în deplină libertate. Ei bine, dacă libertatea lui de expresie împotriva altui scriitor s-ar consuma prin expresie publică, câștigul ar fi extraordinar. Prin faptul că acest tip de genialitate critică se consumă numai în interiorul găștii, e nesănătos moral, dar este improductiv social, pentru că lumea nu mai beneficiază de pe urma acestui geniu. Adică nu există, e ceea ce numiți dumneavoastră, nu există o piață a ideilor. Da. Și asta este, dumneavoastră vorbeați despre scriitori aici, dar asta e cumva și la nivel de nație. E valabil și la nivel de nație. Noi nu exprimăm cât trebuie în spațiu public. Rețelele sociale avantajează acest lucru. Iată un avantaj. Dacă rețelele sociale sunt formate avantajează, din idei. Avantajează un defect însă. Exact. Da. Dar spuneți că prea puțin știu să asculte altceva decât sunetul propriilor lor voci. Adică n-avem răbdare să ascultăm o idee. Vă propun un exercițiu. Duceți-vă la târgul de carte. O spun cu malițiozitate. Duceți-vă la târgul de carte. Știu despre ce vorbiți. Și postați-vă la lansările diferitelor cărți. Aleator. Deci un experiment statistic. Și o să vedeți cât anume dintre cei care vorbesc, vorbind despre cartea pe care o lansează, vorbesc de fapt despre ei. Și că cei care cu adevărat vorbesc despre cartea pe care o lansează sunt minoritate. Pentru că suntem extraordinar de plini de noi și suntem atât de plini de noi pentru că ne consumăm în acest grup la care se rezumă tot publicul nostru. Tabăra noastră. Tabăra noastră, da. Suntem mici triburi literare. În loc să fim un spațiu literar. Ceea ce e extraordinar în cultura română este că critica literară este cea care a făcut cel mai mult pentru piața ideilor în cultura română. Asta este marele paradox și asta explică de ce critica literară este centrală pentru instituția culturii române. Acolo a existat și filozofia, acolo a existat și istoria și cumva acolo a existat și jurnalismul și spațiul public în perioada comunistă. Ea a fost arca lui Noe a culturii române. Critica literară. Bine, noi acum când vorbim despre idei, pare ceva așa ideal, dar ideea până la urmă este cea de la care se naște orice. Adică la început orice a fost idee, orice materie a fost o idee. Da, ideea e gândul. Spiritul e gândul. Până la urmă e material. Noi aici
înotăm într-un spațiu al ideilor. Asta comunicăm și ne înțelegem prin intermediul lor. Sunt gândurile astea care se nasc între noi și pe care le articulăm. Între noi este un spațiu deschis, este un spațiu public. Ajunge prin unde, prin internet, nu știu ce, și la cei care ascultă. Și în acest moment există acest spațiu public care este legat de ce creăm noi în discuția noastră. Dacă ar fi să le dați un sfat ascultătorilor noștri, cei care sunt în piața asta în care noi purtăm o conversație, pentru a se ridica, cum spuneați, ce sfat le-ați da? Pentru o cultură generală, pentru a asculta idei, unde i-ați trimite mai întâi? Cumva la ei. Luați-vă viața în serios. Asta le-aș spune. Dacă vă luați cu adevărat în serios, nu aveți cum să nu o faceți prin intermediul mecanismului de lift me up. Și atunci te orientezi spre ceea ce te ridică. Inclusiv în ceea ce se numește distracție. Te vei orienta spre distracțiile care te sporesc, nu cele care te disipă, fie sub forma drogului sau a băuturii la nu știu ce. Aici, despre viață, în cartea despre viață, destin și nostalgie, descrieți o distracție care te ridică. Întâlnirile, mesele pe care le făceați, nu știu, era ziua domnului Liceanu, cred, era Monica Lovinescu împreună cu soțul Virgilie Runca. Erau, citind cartea asta, mi-am dat seama că erau niște distracții care pur și simplu te ridicau. Pentru că de la o astfel de distracție, Gabriel Liceanu a pus mâna pe unul dintre manuscrisele dumneavoastră și așa a ajuns să vă publice. Parcă erau distracții care te ridică. Da, sigur, nu erau distracții care te distrag, ci distracții care te adună de pe drumuri. Cumva. Exact. Da. Am vorbit și despre piața ideilor. Vreau să vorbim puțin despre piața de artă, pentru că sunteți din 2015, cred, președintele Artmark, care este, nu cred că greșesc deloc, cea mai mare casă de licitație de artă din România. Pare că vă place tare mult activitatea asta, nu o să zic funcția. Mi-a schimbat viața, să știți. Serios. Artmark este un fel de peștera lui Aladdin. Se rulează o cantitate de operă de artă din artele vizuale românești, clasice, să zicem, și contemporane, foarte mare. În felul ăsta, sunt într-un muzeu care se rulează continuu. Dar nu e un muzeu înțepenit. E un muzeu la care te poți duce și să-ți bagi nasul complet în opera de artă. Toate astea sunt la îndemână într-un fel mult mai familiar decât, inclusiv pentru cei care sunt invitați, pentru că galeria este deschisă înaintea oricărei licitații, toate aceste opere sunt la vedere și lumea vede, vizitează și mai departe. Mi-a schimbat viziunea despre arta românească. O simt, a intrat în carnea mea, a început să-mi placă într-un anumit fel, s-au individualizat pictorii. A fost o experiență pentru mine extraordinară. Parcă mi-a creat un ochi în cap. Pentru frumos. Da, pentru frumosul acestei arte românești. Dar ce înseamnă arta românească? Ce părere aveați despre arta românească înainte de a fi președintele Artmark și ce părere aveți acum, după vreo 8 ani de zile în care... Era schematică, vedeam câteva vârfuri, știam de câteva vârfuri, Petrașcu, Paladi, Tonița, Andreescu, Aman,
Grigorescu, nu știu ce, Țuculescu, dar mulțimea de artiști de foarte bună calitate care dau acestui țesut de artă românească concretețe și vitalitate, nu-i știam deloc sau nu-i individualizam îndeajuns. Acum îi văd și pictorii care nu au așa mare vogă, i-am descoperit. Îmi dați niște exemple? Sigur, când spun că nu au așa de mare vogă, sunt puțin jenat, pentru că ei sunt nume mari, dar nu erau individualizați în mintea mea. Eustațiu Stoienescu, de exemplu, care e un portretist incredibil. Știam că e un portretist bun, dar nu știam cât de bun este. Dar l-am descoperit ca pictor de flori. Au fost în vânzare la prețuri care sunt accesibile unui om care vrea să-și facă o colecție la 2.000, la 3.000, la 3.500 de euro, picturi de dimensiune mai redusă, vază cu flori sau pur și simplu o crenguță de flori, în care vezi toată arta incredibilă a acestui pictor. L-am descoperit într-un fel în care nu îl situasem pe Resu, dar e un foarte mare pictor, sau pe prietenul, pe Ștefan Dimitrescu, prietenul lui Tonița. Doamne, ce portretist, ce pictor extraordinar. Am descoperit pictura zgomotoasă a lui Băncilă, într-un fel cu totul nou. Ce mai? A fost o experiență transformatoare. Și înțeleg că mulți dintre pictorii ăștia, de altfel ați și spus mai devreme, sunt foarte accesibili pentru un colecționar de artă. Adică nu vorbim despre prețuri, poate pentru că tocmai pentru că sunt români, poate pentru că... A apărut o pătură de oameni care e înlesnită financiar și care... E dispusă bunăoară să se ducă la schi în Austria. Adică să facă o socoteală, să facă o cheltuială care e semnificativă, bănuiesc. Cum tot omul drămuiește, pentru că fiecare știe că o cheltuială într-o direcție anulează posibilitatea cheltuielii în altă direcție, întrucât bugetul este limitat. Și atunci ar putea să facă economie, ori să vrea să investească, ori să se deștepte în el gustul pentru frumos și să-și dea seama că o vacanță de schi în Austria se poate transforma într-un tablou de Palladi, pur și simplu. Un tablou de Palladi la tine în casă. Da, la tine în casă. Sau se poate transforma în pictori mai puțin cunoscuți, dar care sunt extraordinari, cum este Henri Catargi. E, dacă prinzi finețea acestui pictor, sau dacă ai avut norocul să vezi câteva peisaje ale lui George Catargi și au început să-ți placă, descoperi că poți să-l cumperi la prețuri care sunt mai mici decât Henri Catargi și le poți avea în casă. Chiar cu prețul unui concediu la Poiana Brașov. Exact. Mă rog, care poate fi echivalent cu unul în Austria, dar asta e o altă discuție. Ca să nu mai spun că dacă vrei să dai cadouri de o anumită calitate, când te duci la o nuntă sau când te duci la un botez, sau când ești naș și vrei să lași ceva finului sau finuței tale, așa, te duci într-o licitație Artmark și poți să cumperi ceva ce rămâne la prețuri care nu sunt, care acoperă cât ai fi dat pe acel cadou, pe un cadou convențional. Și astfel încât finul sau finuța se vor trezi cu un desen de Aman sau cu o schiță lui Palladi sau cu un cap făcut în peniță de Tonița. E de acolo? E multă artă de patrimoniu în circulație în momentul ăsta, fiind la Artmark și Artmark având, nu știu ce, care e cota de piață, dar bănuiesc că
E liderul pieței de artă din România. Artmarca acoperă, în funcție de prezența altora, cam 80%, uneori 90% din piața de artă, de tranzacțiile de artă din piața românească. Deci 8 din 10 tranzacții de artă din România se fac prin Artmark, da. Ce aduce Artmark nou este că el de la început a avut două componente. Artmark s-a înființat în 2008 și s-a făcut printr-o inițiativă de asociere cu o organizație a negociatorilor de artă internațional. CINOA se cheamă, este acronimul. De fapt este CINOA, pentru că e în franceză. E o confederație internațională a negociatorilor operelor de artă, în care în aprilie, la inițiativa lui Radu Boroianu, în aprilie 2008, s-a făcut această afiliere cu o confederație internațională. Uh-huh. Și în decembrie a fost organizată prima licitație, când s-a vândut un Tonița cu 120.000 de euro și un Țuculescu, cred, cu 80.000 de euro. Dar de la început au fost două tipuri de activități. O activitate de vânzare, o casă de licitație, dar și o activitate de promovare a culturii de patrimoniu și de artă contemporană, pe care regretata Ruxandra Garofeanu l-a asigurat ani de zile, într-o secțiune a Artmark-ului care era Art Society. Uh-huh. De câțiva ani există deja Art Safari, care a început ca o unitate în interiorul Artmark-ului și care are vocația să fie un pavilion de artă al Bucureștilor cu trei componente: o artă de patrimoniu, artă românească clasică, ca să zicem așa, deși e modernă, ca să zicem așa, o componentă de artă străină și o componentă de artă contemporană. Și are o valoare pedagogică importantă, pentru că omul, românul, membrul societății românești trebuie să se simtă și membru în cultura română. Ori membru în cultura română vizuală trebuie să fie cu doi ochi. Un ochi care este spre cultura care se face vizuală, care se face acum, arta contemporană, exact. Și unul este arta zisă de patrimoniu. M-ați întrebat care e raportul între ele? Păi, arta de patrimoniu este o artă pe care legislatorul o poate îngheța, să spună totul e patrimoniu, totul e tezaur, nu se mai tranzacționează nimic, și atunci e ca și când ai pune o cușcă metalică peste artist și sau îi pui un plasture pe gură, nu-i mai lăsa să vorbească. Pentru că a vorbi pentru un artist înseamnă a fi în contact cu consumatorul. A circula. A circula. Altfel nu se naște valoare. El nu e mut. Există un... Cum am învățat noi în școală, dacă țineți minte, circuitul apei în natură. Există un circuit al operei de artă în societate, prin care opera de artă pleacă din artist, se duce la colecționarul privat, nu de stat, că statul nu se ocupă cu... Gândiți-vă ce raport avea statul cu Eminescu, când trăia Eminescu. Niciunul. Ce raport avea statul cu Grigorescu? Niciunul. Membrii privați din interiorul statului aveau, respectiv, regina Elisabeta, care era în comers cu Grigorescu, așa cum era în comers cu Enescu. Și cu Eminescu, pe care Carmen Silva, scriitoare, regina Elisabeta, îl avea cu el ca scriitor. Deci, în acest circuit al artei în societate, arta pleacă din artist și e spontaneitate pură, nimeni nu acționează aici, numai spontaneitatea lui absolută. Asta face arta fascinantă. După aceea este colecționarul privat, este galeria, este cel care pune în contact artistul cu societatea prin intermediul galeriilor, dealerilor de artă și așa mai departe,
este muzeul în cele din urmă și cumva în momentul în care prin acest circuit al artei în societate artistul a căpătat valoare, statut, confirmare critică și așa mai departe, preț pe piață, ea devine o valoare națională. Și acum statul s-a prins că s-a petrecut ceva, că ăla la care el nu se uita, pe care îl chema Eminescu, este chiar Eminescu. Și în clipa aia, tendința lui este să naționalizeze tot ce a rămas de pe urma lui Eminescu și să zici că e al meu, e al statului. Și să devină un element de legitimare exact. Națională. Dar ăsta e ultimul moment. Când statul vrea să intervină în acest circuit al artei în societate prea devreme, ucide artistul. Și știți cum se vede asta, domnul Morar? Prin faptul că artiștii noștri n-au circulat deloc în străinătate. Ca atare, nu au cotă de piață. Nu au valoare. Cum se... Deci nu au valoare. Și nu pentru că sunt inestimabili, sunt neprețuiți, ci pentru că n-au preț. N-au preț pentru că prețul e foarte scăzut. Prețul pe care l-a atins pe piața noastră Grigorescu a fost într-o vânzare de la Artmark de 340.000 de euro. Țin minte acea licitație. Da. Era fata cu nușal. E cel mai scump, e cea mai scumpă lucrare vândută la o licitație în România. Da, 340.000 cu broboadă de albă. Uh-huh. Cea mai scumpă așa. E, întrebarea pe care ne-o putem pune este dacă m-aș duce cu lucrarea asta la Christie's sau la Sotheby's, cu cât aș vinde-o? Și răspunsul este cu cât e cunoscut Grigorescu în străinătate. Și răspunsul este, pentru unii, el este unul din școala de la Barbizon. Dar, în afară de asta, nu este decât, dacă te uiți la măestria lui artistică și la încadrarea lui ca stil. Dar tot ceea ce pentru noi constituie valoarea lui și este valoare culturală, este acele rădăcini ale lui Grigorescu în cultura noastră, care îi dă valoare și care îl face ca pentru noi să fie foarte valoros și să dăm 340.000 de euro pentru un tablou ca să-l avem. Pe piețele străine acest lucru nu există. Adică Grigorescu, dacă ar fi scos la licitație la o casă de licitații din străinătate, că e Christie sau alta, ar valora mult mai puțin. Spuneți. Mult mai puțin. 10%. Asta pentru că arta românească nu a circulat. Nu a circulat. Dar pentru... arta contemporană românească a început să circule? Circulă în mult mai mare măsură, în special sub forma artiștilor care au carieră dublă, fie și în țară și în străinătate, cazul lui Dan Perjovski, de exemplu, mm-hmm. sau artiștilor care au, ca Brâncuș pe vremuri, o carieră numai pe piețele străine, cum e cazul lui Adrian Ghenie. Adrian Ghenie are o cotă de piață ridicată, e succesul lui personal de artist care e remarcabil, el se vinde cu milioane de euro, lucru care reflectă ce? Reflectă faptul că acele piețe sunt piețe consolidate, sunt piețe pe care ceea ce la noi, unde Ghenie se vinde bine, la nivelul a 10.000 de euro, a câștigat și peste 100.000 de euro pe unele lucrări. Cel mai mult, Ghenie a fost prețuit cu câteva milioane de... 129.000 de euro. Adică ăștia sunt banii pe care... Pe piața internă, la noi. Pe piața internă. Pe piața internă. Și cu milioane în străinătate. 120 și cu milioane în străinătate. Asta reflectă nivelul piețelor. Piața noastră este o piață săracă. Reflectă dezastrul comunismului. Reflectă faptul că am trecut prin non-capitalism. Ghenie, prețuirea lui...
la el acasă, în Occident, reflectă faptul că Occidentul nu a trecut prin comunism. Adică acolo capitalismul a tezaurizat și posibilitățile lui financiare sunt corespunzătoare. Am două curiozități, domnule Patapievici. La ce te uiți? La ce vă uitați când căutați frumusețea într-un tablou, de exemplu? Sau cum să găsești frumusețea într-un tablou? Și a doua curiozitate, cum să-ți începi o colecție de artă? De unde ar trebui să înceapă? Încep cu a doua întrebare. Pleacă de la dorință. Și știți că dorința, o să ziceți că sunt, mă repet, dar dorința este ceea ce ne ridică. Este ceea ce are mecanismul de lift me up. Dorești și te ridici pe vârfuri. Asta înseamnă să dorești ceva. Dacă ai dorință, iar dorința derivă în cazul de față din faptul că nu trăiești doar pe stradă, nu trăiești doar în instituția unde lucrezi, nu trăiești adică doar într-un sistem economic de producere și reproducere, nu trăiești doar în societate, și asta înseamnă instituțiile din ansamblu, trăiești și în cultura comunității tale, atunci dorința se articulează în termeni culturali. Vrei să vezi o piesă de teatru, vrei să citești o carte, vrei să vezi o operă de artă, înțelegi cum anume ea hrănește din tine ceva. La baza colecționarului stă dorința de a se hrăni cu ceva din acest nivel al societății care este cultura. Așa începe o colecție. Să știți că nu începe cu bani mulți. Începe cu o dorință articulată. În momentul în care există această dorință articulată, atunci ierarhia de cheltuială a bugetului de care dispui se reconstruiește de la sine. Și nu ai sentimentul că dai de la tine. Pentru că ce om are sentimentul că dă de la el atunci când cumpără o pâine? Cu asta mă hrănesc. La fel este și raportul cu dorința față de operă de artă. La ce te uiți? Se spune că frumusețea e în ochiul celui care privește. Nu e complet adevărat, pentru că ceva se vede, ca să zic așa. Prin urmare, nu e doar ochiul meu. Dar e o parte de adevăr, și anume mare, în acest lucru, pentru că ceea ce vezi și numești frumos este ceea ce știi să vezi că este frumos. Să vă dau exemplu unui pictor pe care îl ignoram complet, Ștefan Popescu. Ștefan Popescu a murit, cred că puțin după război, al doilea război mondial. L-am descoperit la Artmark. La Art Safari anul trecut a fost pictor vedetă dintre mari artiști români și eu cred că este un mare maestru. E bine, ce văd în pictura lui? Și acum trebuie să vă spun că cuvintele exprimă foarte puțin și incomplet din ceea ce simți în momentul în care asculți o bucată muzicală și îți place sau vezi o lucrare de artă și îți place. Pot spune despre Ștefan Popescu că pictează liniștea. Așa aș exprima ceea ce simt eu când văd peisajele lui. E o lumină, e un anumit fel de a dispune volumele. Și când spun a dispune volumele, înseamnă cum anume dintr-o culoare de peisaj de vegetal, care este verdele, poate construi volume în interiorul verdelui. Și când vezi asta, acest decupaj al bidimensionalității pe un soi de volum, îți place. Pentru că o face într-un fel care este, cum să spun, zic frumos. Dar când spun frumos despre altcineva, despre Petrașcu, unde îmi place luminozitatea paletei lui, el lucrează mult cu cuțitul,
Și atunci dușa lui este netedă și este lată. Dar în această lățime a tușei e încorporată lumină. El n-a știut să facă asta dinainte. Sunt tablouri de la începutul anilor 20 în care el încă n-a încorporat lumina. De îndată ce a putut să încorporeze lumina în tușele lui, e Petrașcu pe care îl caut mereu, pentru că mă încântă acest lucru. Ați avut vreodată în fața unei lucrări de artă pe care, nu știu, care a trecut sau nu pe la Artmark, ceea ce românii numesc piele de găină? Adică să-mi placă atât de mult, da, încât să... O emoție... E un tablou acum licitația care va avea loc în 29 martie și care este licitația cu numărul 500. Este un tablou, cum intrați în încăperea centrală, a doua încăpere pe dreapta, în fundul ei, este un tablou de Ștefan Popescu cu o anumită lumină. E un perete pe care cade lumina. Este o lumină roz. Vedeți ce sărac e limbajul, e inadecvat. Dar dacă îl vedeți, o să înțelegeți imediat. Nu pot să spun că mi-a făcut pielea de găină, dar pot să spun că m-a interpelat. M-a interpelat într-un fel care banal e să spui, nu, pot să spui, dar e banal, aș vrea să fiu acolo. N-aș spune că vreau neapărat să fiu, dar aș vrea să pot trăi în carnea mea acea lumină. Aș vrea să fiu în starea în care acea lumină să fie percepția mea fizică nemijlocită. Atunci cred că aș fi într-un soi de paradis. Și pentru că e Ștefan Popescu și pentru că e un pictor care a pictat liniștea, acolo a pictat liniștea cu ajutorul luminii. Și e ceva care e formidabil. Cred că e foarte fain să aveți biroul și în drum spre birou, biroul de la Artmark, să treceți. Da, e un mare privilegiu. Dar pentru toți bucureștenii, o spun din nou, Artmark are dese licitații. Uh-huh. Mereu sunt expuse lucrări. Pur și simplu, dacă treci pe cea Rosetti numărul 5, vis-a-vis de intrarea pentru cititori a Bibliotecii Centrale Universitare sau vis-a-vis de Muzeul Teodor Aman, intri, urci câteva trepte și pătrunzi, nu într-un muzeu, ci într-un atelier, nu unui pictor, ci al tuturor pictorilor români, care se întâmplă atunci să fie puși în vânzare. E o mare încântare. Că vorbeam despre aceste gadgeturi, despre tehnologie și partea bună care îți dă acces la o lume pe care n-aveai cum să o vizitezi într-o viață de om. Sunt o mulțime de muzee care s-au digitalizat. Poți să te plimbi pe internet și să vizitezi pur și simplu muzee. Credeți că e posibilă? Iată. Mi-ați oferit acces către Ștefan Popescu. Ștefan Popescu. Tabloul cu acea lumină. O să vă rog să mi-l trimiteți pe WhatsApp ca să îl putem arăta și celor care privesc, nu doar ascultă podcastul. Vedeți o etapă de digitalizare a pieței românești de artă? Lumea vorbește în ziua de astăzi despre marketplace-uri. Poate să existe un astfel de marketplace pentru artă românească în câțiva ani? În 2011, să știți, înainte de Sotheby's și de Christie's, Artmark-ul a inclus, alături de licitarea pe viu, licitarea prin online. Da. Iar în perioada pandemiei și-a schimbat complet platforma. E una foarte atractivă. Dacă intrați la licitare, oricine poate să o facă,
Sunt 18.000 de palete acum intrate, înscrieți-vă, o să fiți, vă înscrieți în acest număr de palete care potențial pot licita. O să vedeți cât de atractiv este și eficace din punct de vedere al interacțiunii cu comisarul de licitație și cu opera și cu informațiile referitoare la ea. Deci din 2011 a făcut asta Artmark-ul. Deci noi folosim mediul online ca acces pentru actul licitării. Dar opera de artă rămâne în mod fundamental legată de materialitate. Ca și noi, noi suntem întrupați, noi suntem în mod fundamental trupuri și nu suntem doar trupuri, dar ceea ce suntem peste a fi trupuri nu putem fi decât prin intermediul faptului că suntem trupuri. La fel, opera de artă are o materialitate care e binecuvântarea ei. Iar opera de artă contemporană are ca suport material o varietate de, de materiale, de concertantă. Ea face artă și din gunoaie, uneori din mucuri de țigară, din așa mai departe. Uneori, în mod comic, e confundată cu resturile de la o petrecere, cum s-a întâmplat în Franța, în Italia, când o expoziție, după o vernisare, când o operă de artă a două artiste contemporane consta într-un aranjament care arăta după petrecere, când a venit femeia de serviciu, a crezut că sunt gunoaie și le-a strâns. Și a distrus opera. A distrus opera, care a fost ulterior refăcută cu scuze de către... Da. Deci, varietatea suportului suporturilor materiale pentru opera de artă contemporană este deconcertantă. Spun asta pentru că elementul material este fundamental. Nu poți digitaliza opera de artă decât dacă o concepi ca fiind digitală, cum sunt în NFT-urile. Și asta este altă speță, cum sunt monedele virtuale. Deci nu poți digitaliza arta decât ucigându-o. Dar ce poți digitaliza, și asta s-a întâmplat deja, este accesul la achiziționarea de operă de artă sau direct, prin intermediul muzeelor, la contemplarea ei. Dar cine știe cum arată originalele, nu se poate mulțumi cu accesul prin intermediul digitalului a operei de artă. Deși sunt absolut convins că mulți colecționari au cumpărat tablouri pe care nu le-au văzut înainte de a le cumpăra. Da, 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 da. Dar v-am spus că în 92 am ieșit prima oară în străinătate și am putut să văd lucrări de artă pe care înainte le văzusem numai în reproducerile acelea de la Meridiane, care erau oribile. Ce am descoperit atunci e următorul lucru. Cei mai mari artiști sunt de nereprodus. Altfel spus, ceea ce primești prin reproducere nu are comună măsură cu ceea ce primești contemplând originalul. În schimb, pictorii de mâna a doua câștigă în reproducere. Și când spun mâna a doua, spun de raftul 2. Nu spun că sunt cârpaci sau oameni lipsiți de valoare. Ăsta este tristul adevăr sau marele și fericitul adevăr în privința operei de artă. Opera de artă are o materialitate care trebuie contemplată pe viu. Dacă nu este raportul viu, pierde foarte mult. Dar apropo de piața de artă românească, de artiști care, spuneți, nu au avut contextul să circule pe piața internațională. Nu știu, poate o casă de licitație, cum e Artmark, de exemplu, să îi scoată pe piața internațională în circulație pe artiștii români? Am spus că sunt două componente în activitatea Artmark. Una este de casă de licitație, una este de, să o spun așa, fără teamă că sună prea pompos, de promovare și conservare și de valorizare a patrimoniului artistic național. Artmark încearcă să fie un actor regional acum.
a deschis două filiale, una la Sofia, în Bulgaria, și una la Zagreb, în Croația. În iunie va fi prima licitație sub siglă Artmark, făcută cu artă bulgărească, unde vom duce, în măsura în care vom putea exporta patrimoniu pentru a-l pune pe alte piețe și acolo. Iar în octombrie va fi prima licitație la Zagreb, tot sub sigla Artmark. Deci Artmark este o instituție privată pur românescă, cu capital românesc, care și-a făcut un nume pe piața românească și care acum se duce cu bunele ei practici, bunele lui, acest operator cultural, se duce pe piața bulgărească, pe care o formatează cu know-how-ul românesc, și pe piața din Croația. Pe acest canal se poate promova și arta românească. Și astfel să îi crească valoarea, evident, prețul. Și ce poți să faci? Contemporanul vede contemporanul. Deci vom putea să ducem artiști contemporani români care să fie valorizați pe piețele de acolo. Și acum o întrebare foarte directă. Sunteți președintele Artmark. Într-o casă de licitații, cât e dimensiune financiară, cât e business și cât e pasiune pentru artă? Nu pot fi separate. Și vă spun... Ca și divinul și umanul. Ele sunt unite, dar fără amestecare. Și ele sunt distincte, dar fără separație. Vă spun, exact asta e formula. Și la toate nivelurile, de la patron, care este Alexandru Bâldea și care este un antreprenor extraordinar, în el antreprenoriatul este așa împletit cu cunoașterea operei de artă și cu prețuirea ei. Înțeleg că el oricum a plecat de la pasiunea pentru artă, a fost colecționar categoric. Întâi și apoi... De acolo a plecat, el este avocat ca pregătire juridică, lucru care îl ajută foarte mult, dar la el pasiunea pentru artă și gradul de cunoaștere, care e remarcabil, al operei de artă și capacitatea care e nativă de a reține detalii, de a le asocia cu lucrarea și de a încadra lucrarea în periodizarea creației artistului, la el este remarcabilă și am văzut-o doar la câțiva oameni pe care i-am cunoscut. Am pomenit-o pe Ruxandra Garofeanu, ea avea acest dar. Deci acest lucru este la el împletit cu calitățile antreprenoriale care... au făcut din Artmark o întreprindere recentă, prima licitație a fost în decembrie 2008, iar acum, în 29 martie, va fi a 500-a licitație în 2023. Pe care o țineți la? Pe care o ținem la Athénée Palace. Adică ieșim din Artmark, e prima ieșire completă după pandemie. Există, apropo de a pune preț pe frumos, pe artă, există un preț prea mare sau nu, un nivel la care arta devine prea scumpă sau... Prețul, acum, vorbim prețul... despre tablouri care se vând cu zeci de milioane de euro. Prețul reflectă două lucruri. Reflectă dorința și reflectă nivelul pieței, nivelul de bogăție al pieței. Adică, mai pe șleau spus, reflectă gradul de sănătate al capitalismului. La noi, capitalismul a fost distrus o perioadă lungă de timp, iar distrugerea lui, o spun asta pentru socialiștii care ne ascultă, a însemnat distrugerea raporturilor de proprietate, a însemnat baza juridică a omului în proprietatea lui și a însemnat distrugerea țesutului social care era construit în jurul proprietății private. Deci, distrugerea capitalismului înseamnă distrugerea societății, acelui țesut social care depinde de cele două, proprietatea privată și garanțiile juridice prin care ea este asigurată. Capitalismul nostru nu este
încă complet format. Există, din păcate, acum o mentalitate foarte etatistă care leagă de zona privată ceva dubios. Oamenii ăștia caută numai banii, sunt lacomi și așa mai departe. Și de funcționarii de stat și de stat, ideea de asta este interesul național și așa mai departe. E o idee foarte cretină, în fond, pentru că exonerează, de fapt, societatea de dreptul de a fi considerată ca fiind chiar miezul existenței unei comunități. Să fim serioși, societatea este inima și nu instituțiile ori statul care se adaugă, vine pe, ca să spun așa, deși evident că structurează. În măsura în care capitalismul nostru se va maturiza, valoarea lui va crește. Ce înseamnă că valoarea lui crește? Înseamnă că societatea se va îmbogăți în așa fel încât dorințele vor putea fi susținute printr-un preț mai mare. Valoarea artiștilor, asta și artiștii care tind să fie la stânga sau chiar la extrema stângă și să fie socialiști, ei trebuie să înțeleagă că valoarea lor, de fapt, este o valoare pe piață și nu este o valoare în vid. Nu este o valoare în vid, este o valoare pe piață, iar piața înseamnă negociere permanentă între indivizi. Iar această negociere se realizează prin contactul indivizilor, prin aceste mii de fire în care în societate unele dintre ele sunt pur economice, altele sunt pur ideale, sunt ce facem noi aici, de exemplu. Dacă am vorbit despre Ștefan Popescu, este pentru că l-am valorizat pe Ștefan Popescu. Faptul că am vorbit despre el și l-am valorizat, înseamnă că în mintea celor care ne ascultă, Ștefan Popescu devine ceva care e ridicat puțin mai sus față de celelalte lucruri care sunt ignorate. Deci Ștefan Popescu există pentru cei care, ducându-se ori descoperind la un muzeu sau la o casă de licitație sau la Artmark și așa se vadă acest Ștefan Popescu, deja îl întâmpină într-un fel în care, dacă îl doresc, ei sunt motivați să plătească pentru el. Totul este legat într-un fel în societate de existența acestor schimburi permanente. Unul dintre numele acestor schimburi este capitalism. Vorbim deja de peste două ore. Ai. Și v-am promis că o să ne oprim la maxim două ore, dar eu sunt fascinat, v-am zis, dacă am mai avea cafea și resurse, aș sta să vă ascult până dimineață. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tare, tare mult. Vă mulțumesc și eu, domnule. Mă bucur tare mult că multe dintre cărțile noastre sunt reeditate periodic, sunt în librării. Ultima este chiar cea despre care vorbeam, despre viață, destin și nostalgie și anul trecut, nu? A apărut anul trecut, da. La ce lucrați acum? În afară de Artmark. La mai multe cărți. Una este deja terminată, mai are tușe de primit, va apărea în toamnă, este Noua ideocrație. E un fel de Omul recent, volumul 2. Dar mai e una, întrucât Noua ideocrație a căpătat o întindere prea mare, am împărțit-o în două. Una se cheamă Noua ideocrație și descriu acest fenomen prin care o ideologie, să-i zicem, progresistă, s-a transformat într-o ideologie totală. Deosebirea între o ideologie simplă și una totală este că ideologia totală tinde să explice totul prin conținuturile ideologiei și în același timp tinde să se separe, să separe societatea între cei care adoptă punctul de vedere al explicației totale de cei care îl critică sau îl resping. Și tendința ei este să ocupe prin explicația ei totală întregul societății. Deci este totală și în acest sens prototalitar,
zic proto pentru că n-are toată puterea, și totalitar într-un sens intelectual și moral. Deci este o ideologie totală, dar care funcționează ca un soi de religie seculară. Pentru că modul în care, de exemplu, Greta Thunberg adoptă temerile legate de încălzirea globală nu seamănă cu modul în care un om se raportează la un conținut științific. E ceva religios, ea este motivată ca marii misionari de pe vremuri. Ea vrea să convertească lumea la un adevăr care pentru ea este redemptiv. Adică el ne mântuiește, el ne salvează. Planeta stă sau cade împreună cu măsurile imediate pe care... Cu ce seamănă asta? Păi cu milenarismul, cu venirea mâine a lui Hristos, venirea lui a doua oară. Notele religioase în această explicație totală a lumii fac din această ideologie o ideocrație, adică o religie politică. Despre asta vorbesc... Cum au mai fost în istorie și... Cu rezultate oribile. Și asta vreau să vă întreb. De ce nu învățăm din ceea ce a fost, din trecut? De ce trebuie să trăim pe pielea noastră? E un răspuns greu de dat. Răspunsul simplu este că suntem proști. Răspunsul mai complex este că suntem tâmpiți. Vă mulțumesc. Am și eu un răspuns pentru dumneavoastră. De la partenerul nostru Beciu Domnesc, din Podgorile Moldovei, pentru dumneavoastră am ales un vin care poartă un nume minunat. Mirabilis Machina. Excepțional. Pentru că e făcut, știu cum e făcut de oenologii de acolo, nu ies, vinul ăsta nu iese în fiecare an. Iese atunci când vrea natura, adică Mirabilis Machina. Vă mulțumesc foarte mult. Așa că e ceva rar, ceva premiat. Da, e grozav. Mulțumesc. Pentru dumneavoastră și seriile dumneavoastră de liniște, dacă există. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc tare, tare mult. Sper să nu fi fost nici prea pesimiști, nici prea politici în podcastul ăsta. Pentru mine a fost un curs la care mi-aș fi dorit în anii de școală să fi participat și să nu se fi terminat niciodată. Eu m-am simțit foarte bine cu dumneavoastră și vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult, domnule Patapievici, vă mulțumesc vouă pentru reacții, vă aștept în comentarii. Cred că a fost un episod plin de sens, un episod care, cum a spus de mai multe ori invitatul meu de-a lungul lui, un episod care să te ridice sau măcar să spună întrebarea: ce mă ridică pe mine? Ce este Lift Me Up pentru mine? Vă mulțumesc fain!